60 de tone de plasmă extrasă din sânge ajung anual la gunoi în România. Dacă ar fi depozitată conform normelor europene, ar putea fi folosită la tratarea celor 20.000 de pacienți dependenți de medicamente derivate din plasmă. Însă țara noastră nu are infrastructura și nici legislația necesară, așa că tratamentul este adus din străinătate. Fica Otiliei Stângă suferă de imunodeficiență primară și are nevoie periodic de transfuzii cu plasmă. Fiecare criză de medicamente derivată din acest produs îi pune viața în pericol. Pentru pacienții cu imunodeficiență primară, imunoglobulina este un tratament vital. Invariabil, de câte ori ea lipsește pe o perioadă mai lungă, iar pacienții nu își primesc dozele la timp și în cantitatea corectă, se pot pierde vieți. Aproape 20.000 de pacienți care suferă de imunodeficiență, hemofilie sau alte boli rare primesc acest tratament din import. Au fost însă ani în care țara noastră s-a confruntat cu crize de imunoglobulină, iar mii de bolnavi au fost puși în pericol. Între 20 și 60 de tone de plasmă sunt aruncate anual, conform unui raport făcut de Observatorul Român de Sănătate. Plasma colectată în acest moment în România nu poate fi folosită pentru fracționare, deoarece întregul proces de colectare, procesare, testare nu este încă aliniat la standardele internaționale. Unica șansă pe care eu ca medic o văd să ne tratăm pacienții corespunzător este să începem să colectăm plasmă și să nu mai depindem de cumpărătura din afară. Deși avem o lege din 2006 care obligă statul să ofere produse pe bază de plasmă bolnavilor, aceștia trăiesc cu emoții de la o lună la alta că nu-și vor primi tratamentul. De aceea cer Ministrului Sănătății să facă reformă în sistemul de transfuzii, reformă de care se vorbește de mai bine de 15 ani. În fiecare an, țara noastră consumă echivalentul la 200.000 de litri de plasmă în produse derivate, dar nu contribuie cu nimic la materia primă. Nu există cadrul legal pentru ca acele unități de plasme conforme să poată fi date unui fracționator, pentru că nu există un contract. Acest contract nu se poate încheia de către centrul de transfuzii, oricare ar fi el, ci de către Ministerul Sănătății. O altă propunere se referă la trimiterea plasmei în străinătate de unde să se întoarcă în țară sub formă de produse medicamentoase. România a activat mecanismul de protecție civilă în urmă cu 3 ani. A cerut țărilor din Uniunea Europeană 10.000 de doze de imunoglobulină pentru bolnavi, după ce o pacientă a murit pentru că nu a avut tratamentul necesar. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.